Temperaturile care ajung în această perioadă și la 40 de grade sunt greu de suportat pentru animale. La grădina zoologică din Craiova, necuvântătoarele au parte de îngrijiri speciale, de la condițiile din țarcuri până la alimentație. Îmi spune și acolo ce aveți? Da, castraveți, piersici, morcovi, din toate fructele. Recipientele exterioare sunt umplute cu apă la discreție pentru ca acestea să se îmbăieze. Acolo unde ele merg să bea apă, apa este schimbată foarte des, iar țarcurile sunt udate periodic. În ceea ce privește alimentația, animalele au parte de alimente bogate în vitamine, fructe și legume de sezon. Animalele de la Zoo Craiova sunt un adevărat punct de atracție pentru copii. Ei vin la grădina zoologică chiar și în zilele călduroase. Ne-am plimbat cu bicicleta un pic, am fost în parc, ne-am dat în topogane și acum am venit să vizităm animalele. Vin des la maimuțele. Îmi plac. Sunt jucăușe și că de obicei eu când vin le dau bețe și mănâncă. Animalele și în general aerul curat. Dacă intrăm pe partea aceea, la cerb. Ce animale vă plac? De obicei papagalii sau lupii cât de curând sau nu mai sunt. Cât de des veniți în parc? Odată la 3-4 săptămâni, depinde de cum avem timp. Grădina zoologică din Craiova a fost inaugurată în anul 1906 și este una dintre cele mai vechi din țară. Dacă la început aici se găseau doar câteva animale din fauna locală, acum grădina din Craiova adăpostește peste 280 de exemplare din diferite specii de animale sălbatice.